am adus al patrulea salariu de timp. Deci, zici de ani, deci n-am avut cum să am, să am pensia asta. N-am, bine. Și când, și acum un an și ceva, i s-a recalculat pensia. A primit o sumă mare de bani acasă și acum pensia lui e mult mai mare. Dar când, după 15 ani, după 15 ani, da, dar ei aștepta să dai colțul și nu-ți mai trebuie să ai nimic. Da, înțelegi? Noroc că să nu dea colțul. Da. Asta e principiul la ăștia. Exact, să dai colțul. Să dai colțul și da. Ba banii. Da? Și vorba lui s-a dea la recalculare să mai dea. Păi da, el știa multe chestii, n-are. Și doamna ta mi-a dat luna tot la casă. Da, dar că eu m-am dus și le-a verificat, aveam o colegă la are. Zice, Vera, e ok tot ce scrie în carte. Da, adică n-avea și adeverințe de astea. Doamna Abram și-a făcut jos pălăria. O ce am? Nu, așa e digele. O ce am știat? Și într-o lună am fost la Pardon. Cine era, tactul mare? A, nu te-ai uitat?